Sunt vremuri grele, sunt vremuri, așa cum fratele Ionuț a citit ieri, a citit acest cuvânt despre vremurile grele. Sunt vremuri într-adevăr grele și Maleahi, ultima carte a Sfintelor Scripturi, se încheie cumva într-o notă de jale spirituale pentru vremurile grele pe care le trăiau. Erau vremuri deosebit de nenorocite, în care oamenii nemernici, oamenii necredincioși se ridicau împotriva lui Dumnezeu. Dar în vremurile acelea, spune Maleahi 3 de la 16 la 18 următorul lucru: atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit cum? Adesea unul cu altul. Și ia uitați ce se întâmplă în ceruri. Domnul a luat aminte la ce? La lucrurile acestea. Ce mare lucru făceau. S-au întâlnit și au început să vorbească adesea unul cu altul. Oameni care credeau la fel, oameni care aveau aceleași principii, oameni care aveau aceleași valori, oameni care aveau aceleași priorități, s-au întâlnit și au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Dragii mei, uneori s-ar putea să fim descurajați când vedem înaintare nelegiuirii. S-ar putea să fim descurajați când vedem ce legi se dau în Europa și în țara aceasta. S-ar putea să ni se moaie credința și să ne îndoim. Dar trebuie să avem încredere că Dumnezeu nu își lasă biserica sa. Amin. Și eu cred că în generația noastră și generația copiilor noștri vom experimenta persecuție. S-ar putea să fie o persecuție altfel decât au experimentat părinții noștri. Tatăl meu a fost ucis de forțele de securitate în 1975, în 17 decembrie. Unchiul meu a făcut pușcărie pentru credință. Alții au fost închiși, frazei noștri și rudenii de ale noastre. Au fost bătuți de jandarmi. Nu, acum va fi altfel persecuția. Dar vom plăti prețul pentru cuvânt. Nu cred că vor mai trece 2 sau 3 ani și personalul medical nu va mai putea presta servicii medicale dacă nu ești și nu achiesezi, nu ești de acord cu valorile pe care societatea condusă acum de la Bruxelles le propune. Profesori care predau în școli nu vor mai putea preda dacă nu vor semna că sunt de acord cu politica LGBT. Alți lucrători în sistemul public, în sistemul de stat, în sistemul bugetar, nu vor mai putea fi dacă se declară credincioși și au apartenență religioasă. Versetul 17. Ei vor fi ai mei, zice Domnul. Dumnezeu nu se uită în buletin, că ești belgian, spaniol, român, ei vor fi ai mei, zice Domnul. Îmi vor fi o comoară deosebită. În ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Vor fi oameni care vor semna, cum au semnat vremea comunistă, colaboratori. Vor fi oameni care vor renunța la credință ca să-și asigură o pâine. Vor fi oameni care vor plăti prețul compromisului. Mă rog Domnului ca din cei care suntem adunați în seara aceasta aici, să rămânem drepți, să călcăm drept și să-L urmăm pe Cel care este calea, nu una dintre căi, adevărul, nu unul dintre adevăruri, și viața, slăvit să fie El. Amin. Vedeți aici, Domnul se numește Domnul oștirilor, asta înseamnă că Domnul va lupta pentru noi. Asta înseamnă că Domnul își apără biserica. Și aș vrea cu această încredere să medităm la aceste vremuri grele. Dragii mei, aici versetul pe care l-am citit este într-un context, versetul 14. De aceea zice, de aceea de ce? Și aș vrea să ne uităm în seara aceasta la, iarăși v-am obișnuit de aseară, să ne imaginăm un candelabru din acela cum era în templu. Nu știu dacă aveți în minte, vă imaginați, este un picior central și apoi 7 brațe, da? Avem în mintea noastră imaginea aceasta, cei care au fost aseară am încercat să vizualizăm acest lucru și dacă aseară ne-am uitat împreună cu lucrătorii la 7 discipline spirituale pe care o familie de lucrători, nu lucrătorul doar, ci o familie de lucrători trebuie să le practice, în seara aceasta aș vrea să ne uităm la 7 lucruri care trebuie să fie răscumpărate, 7 lucruri care trebuie recuperate, 7 lucruri care trebuie păstrate pe cum păstrezi o făclie când aprinzi. Nu știu dacă vă mai amintiți, eu am prins, sunt destul de bătrân să fi prins înainte de electrificare, petreceam într-un sat Scânteia, dintre Vaslui și Iași,
și electrificarea a ajuns acolo prin anul 80. Dar în 75, 76, 77 am petrecut acolo verile și era acel moment în aprinsul lămpilor, când s-aprindeau lămpile seara. Și când s-aprindeau lămpile, trebuia să ții așa ca să nu bată vântul, să nu se deschidă ușa, ca să nu se stingă. Peste familiile noastre acum bat tot felul de vânturi de învățătură. Problema generației noastre și a copilului nostru nu este că nu avem informație. Este că avem prea multe informații. Și prea multe informații care nu formează, ci informații care deformează. Și este plin YouTube-ul, și este plin Facebook-ul, și este plin Instagram-ul, și sunt plini de toate rețelele socializare, de predicatori, de propovăduitori, de tot felul de oameni care pretind că ne dau informații biblice și așa mai departe. Cum deosebim? Care sunt acele lucruri pe care trebuie să le păstrăm neclintite? Care sunt acele lucruri care fac parte din credința dată sfinților, odată pentru totdeauna? Care sunt acele obiceiuri de viață pe care ar trebui să le păstrăm, indiferent de schimbarea vremurilor? Care ar trebui să fie într-o familie creștină acele valori, acele obiceiuri de viață care să dea stabilitate, care să dea seninătate, care să dea lumină vieții din familia aceea? Părerea mea este că dacă noi mergem ca biserici încă 20 de ani pe drumul pe care am apucat, s-ar putea ca în 20 de ani de aici încolo, și nu sunt mulți 20 de ani, în 20 de ani de acum încolo să nu ne mai recunoaștem nici bisericile, nici familiile. De aceea mă întreb astăzi și vă întreb și pe dumneavoastră, care ar trebui să fie acele lucruri pe care ar trebui să le schimbăm de urgență? Care ar trebui să fie acele lucruri pe care, dacă le-am pierdut, trebuie să le răscumpărăm, să le aducem înapoi? Care sunt acele lucruri pe care, dacă mai pâlpâie, trebuie să le reaprindem în familiile noastre? Care sunt acele lucruri care, dacă lumea ni le-a furat, noi să le luăm înapoi și să le reimplantăm pentru noi, pentru copiii noștri și pentru nepoții noștri? Dacă le vom pierde definitiv, părerea mea este că ne vom nenoroci nu numai pe noi, ci generația aceasta, generația nepoților noștri și generația strănepoților noștri. Psalmul 78 spune astfel și este mandatul pe care Dumnezeu îl dă familiei. Să știți că nu îl dă școlii, nu îl dă nici măcar școlii duminicale, nu îl dă nici măcar olimpiadei biblice. Nu-l dă nimănui altceva decât familia. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit cine? YouTube-ul? Predicatorii de pe YouTube? Cei care propovăduiesc venirea Domnului în 2035 sau nu știu când? Nu. Nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni. Laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri, și ei și-au făcut datoria, să-și învețe în ea copiii și a învățat pe noi, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște, adică copiii noștri, și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor, adică nepoților noștri. Patru generații. Pentru ca aceștia să... Și uitați-vă care este miza. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Care este moștenirea, care este tezaurul, care este zestrea pe care trebuie neapărat să o dăm mai departe în biserici și în familie, copiilor și nepoților noștri? Și aș vrea să ne imaginăm din nou că avem acel candelabru cu 7 brațe, da? Și aprindem câte o făclie cu fiecare punct în care mergem mai departe. Când spune aici, răscumpărați vremea. Știți de undeva vreun magazin de vreme? Aș fi și eu interesat să cumpăr niște vreme. Știm cum? Știți undeva? Știți vreo adresă? Știți cum se poate cumpăra vremea? Nu. Dar cum putem răscumpăra vremea? Nu mai putem răscumpăra pentru noi, pentru că viața nu are buton de dat înapoi. Dar știți ce putem face? Putem să cumpărăm vreme pentru ei, în generațiile care urmează. Putem să luăm timp pentru ei. De multe ori, acum, mai ales după ce am devenit bunic, nu știu, după ce devin bunic, parcă ai mai mult respect. Sunt câteva semne că ești bunic,
În primul rând ai telefonul plin de filmulețe și de poze, nu mai ai loc. Trimise de copiii noștri, filmate de noi, plin. Dar oamenii cred că dintr-o dată ai mai multă înțelepciune și zice, frate, ce sfaturi ne dați pentru noi, așa ca părinți? Mă întreb, oare ce am greșit eu și să vă spun eu ce să nu mai greșiți voi? Când e un copil bolnav, și noi am avut copil bolnav, avem în total 7 copii, 7 copii numărăm noi, 3 sunt în viață. Parte sunt la Domnul, pe fata am crescut-o ca pe copilul nostru. Și când mă întreabă, zice, auzi, ce să-i dau copilului, cum să fac, cum să îl cresc? Când... Zic, auzi, dacă ți s-ar îmbolnăvi copilul, ai zice, sunt gata să-mi dau rinichii pentru el. Mi-aș da plămânii pentru el. Frate, dacă ar fi bolnav de inimă, mi-aș scoate inima din piept și mi-aș da inima pentru el, mi-aș da și viața pentru el. Păi dă-i viața pentru numele lui Dumnezeu. Că viața este compusă din ani, din săptămâni, din zile, din ore, din minute. Dă-i! Când copilul nostru avea 10 ani, îs ceea ce americanii numesc sweet years, adică anii dulci, când au nevoie de mamă, după care și băieții și fetițele au nevoie de tată. Și când fiul meu a împlinit 10 ani, zicea, tati, haide să-ți arăt ce am desenat. Și atunci eram preocupat cu lucrarea Domnului și vorbeam la telefon cu frații din comitet. Și zice, stai un pic, imediat. Numai un pic și să rezolv probleme. Și când mă întorceam spre el, copilul dormea. Eu eram să mântuiesc pe alții și mi-am pierdut propriul copil. De ce? Pentru că nu i-am dat vreme. Pentru că știți ce aș plăti acum, o oră cu el? Aș plăti 1000 de euro dacă aș putea. Dacă aș putea cumpăra, mi-aș vinde tot și ca să cumpăr încă o oră, să stau de vorbă cu copilul meu, aș da tot, aș răscumpăra vremea. Mai pot? Deci sunt niște lucruri care trebuie luate înapoi. Diavolul joacă cu noi jocul ăla pe care îl jucam în copilărie. Dacă mai țineți minte, trăgeam o linie pe nisip și luam câte o frânghie și îl trăgeam. El trage într-o parte, noi tragem în partea asta la altă, el trage într-o parte, noi tragem în partea asta la altă și de cele mai multe ori, având mai multă experiență, gândiți-vă că și-a ascuțit uneltele pe Adam, pe Avram, pe Isaac, pe Iacov, și-a ascuțit bisturiu pe cel mai deștept om din lume, pe Solomon, și-a câștigat cu el, pe cel mai puternic om din lume, pe Samson, și-a câștigat și cu el. Și uneori el ne trage de partea cealaltă. Dar, dragii mei, noi avem de partea noastră puterea celui mai puternic ca el. Amin. Pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Și să folosim această putere pentru a răscumpăra, pentru a trage sfoara de partea noastră, pentru a răscumpăra vremea. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi. Păi noi cântăm deșteaptă-te române de vreo 30 ceva de ani și tot unde ne deșteptăm. La poporul ăsta nu mă aștept să deștepte. Dar măcar la noi credincioșii să ne deșteptăm. Ce înseamnă zice? Să fii deștept. Adică să te trezești la lumină. Să iei lumina Evangheliei și spune, cine te va lumina? Hristos te va lumina. Deșteaptă-te, scoală-te din morți. Scoală-te din această stare, domnule, unde merge lumea, acolo merge și eu. Cei care sunteți pescari știți. Cei viu, păstrăvul merge contra curentului. Cei mort, merge odată cu cultura, merge odată cu lumea. Frate, păi nu mai putem să întoarcem carul înapoi. Păi după pandemie, o discuție. Frate, să dăm tabletă sau să nu dăm tabletă copiilor? Nu le dați. A, păi frate, nu mai putem. Păi dacă nu mai puteți, mergeți odată cu cultura, ce să fac eu? Păi frate, ce să facem? Că fac dansuri populare la școală. Păi mai puteți, nu mai putem. Păi lăsați-i, nu? Cei mort merge odată cu cultura din prejur. Păi dacă tu îți spui că ai abandonat în războiul ăsta și tu ți-ai dat demisia din funcția de părinte și spui că nu mai poți, atunci ce mă întrebi pe mine? Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți, Hristos te va lumina. Luați seama! L-am cunoscut pe fratele Marcu Nichifor, probabil unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut, care sunteți mai în vârstă, și fratele Marcu Nichifor avea niște ticuri. Avea un tic, așa, un fel de tuse seacă. Și prin tusea aia seacă, din când în când spunea... Cu mare băgare de seamă, cu mare băgare de seamă. Ce, Doamne, cu mare, ce vrea să spună omul ăsta? Dar așa, din senin. Și mai stătea, zice, cu gingășie, cu gingășie. Ce vrea să spun? Acum am înțeles. Știi ce am înțeles? Îmi place foarte mult să merg pe munți. Și este câte un pasaj, cum e Via Ferrata sau altele, câte un, câte un,
câte un pisc de munte, lamă de cuțit. În stânga prăpastie, în dreapta prăpastie. Ți-a alunecat piciorul, te-ai dus. Cum credeți că mergem acolo? Alergând, pas săltat, cu mare băgare de seamă. Cum este calea creștină? Este o cale lată sau îngustă? Și dacă e îngustă, cum mergi? Cu mare băgare de seamă. Luați seama, deci să umblați cu mare băgare de seamă, adică nu relaxați. Orice, în orice fel poți merge ca creștin, numai nu relaxat. Numai nu așa, un dolce farniente. Dom'le, noi nu avem de făcut nimic. Ce înseamnă a fi creștin? Păi aștept să vină duminica să mă duc la biserică. Nici de cum. Știți care a fost cea mai dificilă decizie pe care am luat-o vineri dimineața? Să fiu creștin. Pentru că ne spune Mântuitorul, cine vrea să mă urmeze pe mine, să-și ia crucea în fie. Azi dimineață când m-am trezit, știți care a fost cea mai dificilă decizie pe care am luat-o? Să fiu creștin. Mâine, știți care este cea mai dificilă decizie pe care o voi lua la 5:30, 6 dimineața când mă trezesc? Să fiu? Și luni, care credeți că e cea mai grea decizie pe care trebuie să o iau? Să fiu creștin. Luați seama, deci umblați cu mare băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Și pentru ce ne-am adunat noi ca în Maliah în seara aceasta aici? Să ne facem mai înțelepți. Răscumpărați vremea. Umblați cu înțelepciune, umblați cu băgare de seamă. Verbul care este folosit aici este un verb intensiv. Înseamnă a negocia cu asprime. Soția mea este foarte bună negociator, este a doua din 10 copii, a crescut într-o familie grea și când merg cu ea la piață, uneori îmi vine să mă ascund, că atâta negociază, atâta trage de preț, atâta discută. Asta înseamnă exagorazo, da, verbul acela, adică a răscumpăra, pentru că știi cât de prețioasă este munca soțului tău. Știi cât de greu adun banii. Știi cât de important este să nu risipești. Dar care este cea mai mare valoare pe care noi avem, dragii mei? Banii? Nu. Cea mai importantă valoare pe care o avem este viața însăși. De aceea aș vrea să ne uităm la aceste 7 lucruri și să începem cu primul lucru pe care trebuie să-l răscumpărăm. Cu prima făclie, dacă s-a stins, trebuie să o aprindem. Cu prima flacără pe care dacă n-ai aprins-o niciodată trebuie să o aprinzi acum în casa ta. Versetul 5:1 spune așa. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de vere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvinte cuvincioase, mai degrabă cuvinte de mulțumire și continuă. Și mai departe. Primul lucru pe care trebuie să-l răscumpărăm în casa noastră este calmul, pacea. Cum ne-am salutat noi când am venit aici? Pacea Domnului. Da? Asta înseamnă că noi avem pace. Cei răi n-au pace. Hristos este pacea noastră. Roada Duhului Sfânt este dragostea, pace. Da? În momentul când un credincios n-are pace și este tot timpul agitat, și este tot timpul frământat, și este tot timpul așa într-o continuă tensiune, și tot timpul zice, Doamne, i-aș fi spus câte ceva, înseamnă că nu este o schimbare reală în inimă. Și acum mă adresez taților. Noi suntem preoți în casa noastră, da? Și noi suntem cei care suntem responsabili de atmosfera din casa noastră. Un prieten drag, fratele Dorin Frandeș, care a fost directorul filarmonicii, muzician, directorul filarmonicii din Arad mulți ani, s-a pocăit, s-a întors la Domnul și a făcut o teză de doctorat pe sonosferă. Așa cum avem atmosferă, așa cum avem biosferă, așa cum avem tot felul de... Avem o sonosferă. Ce înseamnă sonosferă? Toate sunetele care s-au produs vreodată pe acest pământ. De la să fie lumină, primul sunet,
până la ultimul sunet care se va auzi vreodată. Tot. De la scâncetul unui copil, bătăile inimii, ciocanele de la cruce, din mâinile Domnului Iisus, ciocanele de la corabia lui Noe, toate sunetele. Noi când emitem un sunet, sunetul ăla se tot propagă și nu mai poți întoarce înapoi. De asta spune Scriptura că vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Multă, vedeți acolo spune să nu s-audă. Multă vreme eu am neglijat acest aspect. Și am crezut că nu contează ce s-aud din casa mea. Ba da, pentru că eu sunt responsabil de toate sunetele din casa mea. Și sunt responsabil de ce s-aude. Sunt responsabil de ce programe dau drumul la televizor. Sunt responsabil de ce văd copiii mei pe tabletă. Sunt responsabil de canal. Ce bun cuvânt canal. Canal de televiziune. Ce vine pe canal? Mizerie vine pe canal. Da? Canal. Da? Deci toate zoaiele și toate excrețiile și toate puroaiele acestei lumi vin în casa noastră și noi lăsăm televizorul, tembelizorul, îi spun eu. Lăsăm tembelizorul deschis să intre, să curgă și să fie un zgomot de fond. Vin vizită pastorală, pace, pace, Domnul, pace. Merge televizorul, ceva meci. Zic, frate, puteți să-l închideți. Îl dăm mai încet. Începem să ne rugăm. Și eu păcătos, dar și el. Eu păcătos că mă uit la el, el păcătos că se uită. Da, amin, amin, amin. Dar el e cu mintea acolo, el se uita cine câștigă. Da? Și tot timpul, păi să știți că în casa noastră merge Radio Vocea Evangheliei. Ea oprește tot. Oprește tot. Să vezi ce povară mare este liniștea. Calm. Liniște. Pace. Când a murit mama soacră, a murit la 63 de ani, o femeie deosebită. Mama, 10 copii, și ea și socrul sunt la Domnul și au crescut 10 copii și toți acești 10 copii umblă cu Dumnezeu. Este un lucru pe care îl respect adânc în familia soției mele și soția mea a stat cu mama ei timp de 6 săptămâni și imediat după ce a murit am luat-o și am mers undeva într-un cătun. Am trecut un lac, am fost într-un cătun și nu era acolo nici curent electric, nu era nimic. Era s-a lăsat un întuneric, nu era lună, s-a lăsat un întuneric de la dereze, mai bicicleta de el. Deci, realmente, nu, îți băgai dejile în ochi. Nu s-auza nimic, nu vedeai nimic. Noi acum nu suntem obișnuiți cu tipul ăla de întuneric, pentru că avem... Și dacă mergeți la kilometri de Răchitova, vedeți localitatea, pentru că e luminat. Ei, nu s-auzea nimic, am stat acolo o săptămână și pentru prima dată am înțeles ce efect terapeutic are liniștea. Calm. Nu vă temeți de liniște. Păi ce, stăm așa și ne uităm unul la altul? Da. Și când stăcem așa? Da, de ce nu? Și ce bună e tăcerea, ce bună e liniștea. Și noi bărbații... Suntem responsabili, dacă sonosferă, toate sunetele care sunt, noi suntem responsabili de sonotop. Ce este sonotopul? Tot ce e în curtea ta, tot ce e în casa ta, ăla e un sonotop. Tu ești responsabil și te-a pus Dumnezeu responsabil. Să nu se audă niciun fel de strigare. Și în original este mânia bărbatului, da? Nu este mânia omului. Mânia bărbatului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Eu am greșit aici. Probabil... Fiul meu mijlociu, care acum e căsătorit cu Andreea, fiul care am avut probleme, a crezut până pe la 7-8 ani că îl cheamă Naum nu! Naum nu! Și era mândru de mine, zic, băi, ce bărbat, vezi? Ăsta tată! Uită-l cum îngheață copilul! Nu mi-am dat seama și mi-a explicat mai târziu o soră psiholog, știți de ce îngheța copilul când dumneavoastră țipați la el? Pentru că în momentul când țip la copil, în sufletelul copilului se declanșează adrenalină. Și adrenalina e un drog. Și copilul face din nou o prostie ca să-și ia doza de drog. Pentru că știe că vei țipa la el. N-ați pățit faza cu cana, împinge cana. Mă, nu! Dar el împinge. Să nu cumva! Mă, copile, mă! Pac! O împinge. De ce? Știe că o să țipi, te manipulează, negociază limitele. Și te-a câștigat. Și nu te-a câștigat copilul de partea lui. Te-a câștigat cel rău pentru că a tras de sfoară înspre mânie care nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Eram tineri studenți
Și doamna Mariana Băluță ne-a învățat o lecție care ne-a folosit toată cariera didactică. Sunt profesor de peste 30 de ani. Și ea ne-a învățat un truc. Zice, auziți, când aveți câte o clasă de asta de copii și urlă copiii și urlă și așa, și intri în clasă cu catalogul și trântești catalogul, degeaba țip la ei. Nu. Încep să vorbești calm. Și copiii, astăzi vom învăța despre... Știți ce se întâmplă? Toți copiii se calmează și se face liniște în clasă. Pentru că vorba dulce mult aduce. Dragii mei, Scriptura ne învață că nu trebuie să se audă împrejurul nostru cuvinte nefolositoare, să nu se audă strigăte, vocea lui, vocea Domnului Iisus nu s-a auzit pe ulițe strigând, el a fost blând și smerit cu inima. Și responsabilitatea noastră este să reaprindem în casele noastre făclia păcii, să aprindem încă o dată candela împăcării, ferice de făcătorii de pace că cei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne întoarcem și să spunem, așa cum spune versetul 2 cu 14, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care despărțea. Hristos este pacea noastră. Convingerea mea este că dacă tu nu ai pace și ești tot timpul agitat și tot timpul strigi prin casă ca bărbat și tot timpul aduci o stare de agitație și tensiune și soția ta este tot timpul tensionată, aoleu, iar vine zmeu și aruncă buzduganul înainte, acum buzduganul e SMS-ul, să fie fasolea gata. Să nu fie prea fierbinte, să nu fie prea rece. A aruncat buzduganul. Nu, ca în poveste, Ileana Cosânzeana primește buzduganul. Și vii și după aia, dar nu ți-am spus? Dar nu m-ai înțeles? Deja e o zi compromis. În loc să răscumperi o zi, ai vândut-o celui rău ziua aceea. Prin ce? Prin strigări, prin mânie, prin ton, prin atitudine și ai stricat atmosfera. Ai întristat o inimă, inima soției tale. Știți cum fac copiii când tu urli? La un moment dat m-am uitat la un student și avea o rană aici, la frunte. Și l-am întrebat, ce cu cicatricea aia, de unde o ai? Din copilărie, frate. Tata a fost cadru militar, l-au dat afară că era un bețivan. Dar a rămas din armată cu paftaua, cu centura cu pafta. Și când venea beat acasă, și la minus 10 grade, noi ne duceam în grajd și așteptam până când adormea și mama îl potolea și îl punea la somn. Și uneori îi stăteam înainte. Și eu de obicei stăteam înainte ca să descarce pe mine. Și odată când a desfăcut paftaua de la pantaloni, cureaua aia cu pafta, a scăpat partea cu metalul și când mi-a dat pe după spate, s-a întors paftaua și m-a lovit aici și mi-a crăpat capul. A curs sânge, da, eram într-un sat de prin Suceava și nu m-a dus la spital și așa s-a făcut rana asta urâtă. Zice, dar știți ce, frate? Uneori îl enervam ca să mă bată. Păi de ce, mă? Și ascultați aici. Pentru că în momentul când mă bătea, era singura dată când tata mă privea în ochi. Înțelegeți ce dorință au copiii noștri de a fi priviți în ochi? Și ce mult ai câștiga dacă l-ai privi în ochi cu blândețe și cu drag? Și ce mult ai câștigat dacă îi explica pedeapsa lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu cu blândețe? Dragii mei, când Ilie era pe munte, a venit mult zgomot și Dumnezeu nu era în zgomot. A venit un foc și Dumnezeu nu era în foc. Și a venit un susur blând și ăla era glasul lui Dumnezeu. Așa vorbește Dumnezeu. Și vreau să vă avertizez încă o dată pe cei care sunteți bărbați și mamei, valabil și pentru dumneavoastră dacă urlați prin casă. Vocea noastră ca părinți va fi pentru toată viața lor vocea internă a lui Dumnezeu în inimile lor. Ai un părinte care răgnește, va avea un Dumnezeu care răgnește. Ai un părinte frustrat și nervos, va trăi cu imaginea unui Dumnezeu frustrat și nervos. Și așa că tocmai i-ai cumpărat copilului tău un idol. Nu un Dumnezeu biblic, că Dumnezeu biblic este sfânt, drept, blând, autoritar, plin de putere, dar nu este un Dumnezeu care e isteric, care face crize, care urlă degeaba și fără motiv. Calm
Pace. Al doilea lucru, a doua făclie pe care trebuie să o aprindem. Curăția. Curăția în limbaj, curăția în atitudine, curăția în minte, curvia sau orice fel de necurăție. Sau o altă necurăție, lăcomia de avere. Nu numai că să nu fie, nici măcar să nu fie pomenite. Pentru cei care au fost aseară, v-am povestit de unchiul meu care a murit la 94 de ani, a avut 55 de ani de pastorală, l-am cunoscut în ultima parte a vieții lui, a făcut pușcărie pentru credință, un om sfânt pentru care am avut întotdeauna un respect deosebit. Și eram în primul meu an de pastorală, am fost ordinat la 25 de ani, eram în primul an de pastorală și tocmai m-am întâlnit cu o problemă grea de familie, un adulter. Și m-am dus la unchiul să mă sfătuiesc, uneori băteam 525 de kilometri până la el acasă ca să mă sfătuiesc cu dânsul în problemele grave și i-am povestit, unchiul, uite, așa, am o problemă, știu că matale ai mai întâlnit. Și despre ce e vorba? Curvie, așa. Și stai să-ți povestesc, matale, nu-mi povesti. Păi cum o să știi, matale, să-mi dai soluții dacă nu-ți povestesc? Păi zice, dacă mi-ai zis că e curvie, știu despre ce e vorba, nu trebuie să-mi povestești. Că dacă tu îmi povestești, te ispitești și tu și mă ispitești și pe mine. Om la aproape 80 de ani era atunci. Dragii mei, nu e așa că e dulce bârfa ca o prăjitură? Ai auzit, fată, ce-a făcut? Stai să-ți povestesc eu. Stai să vezi. Oh, păi nu știi, stai și când începi să povestești, firea pământească este hrănită. Păi dacă spune nici măcar, și atunci mi-a citat unchiul exact acest verset, astfel de lucruri nici măcar să nu fie pomenite. Pentru că răul odată invocat începe să capete ființă în inima ta și după aceea se leagă de inima ta care e păcătoasă. Versetul meu preferat din Scriptură este: inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, inclusiv a mea. Și dacă nu păcătuiești cu fapta, păcătuiești la nivelul imaginației. De asta contează ce vorbim. Binecuvântați mai degrabă. Și nu blestemați. Să se audă ce? Păi dacă, frate, păi ce să discutăm atunci când ne întâlnim? Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici glume cu două înțelesuri, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă ce se audă? Cuvinte de mulțumire. Curăția unei inimi se vede din ce vorbești. Din prisosul inimii vorbește gura. De când suntem implicați în lucrarea aceasta, Casa Păcii, întâlnim cupluri. Este o lucrare care se ocupă de cuplurile în divorț, din mediul evanghelic. Și întâlnim cupluri și uneori soția sau soțul spun: frate, dacă ați ști cum vorbește, dacă ați ști ce cuvinte folosește, și atunci îți dai seama cât de adâncă este problema acelei inimi. O, dragii mei, sunt oameni care sunt la amvon, sunt oameni care sunt în comitet și te duci la ei acasă și: frate, vreți să mai fiți un mandat în comitet? Și sare soția de acolo și spune: frate, nu, pentru că una este în biserică și alta este acasă. Curăție. Frați, surori, faceți-vă curat în casă. Și asta nu înseamnă să ștergi praful de pe mobilă. Asta înseamnă să ștergi lucrurile care sunt porcoase din minte, să renunți la glumele proaste, să renunți la seriale care nu trebuie urmărite, să renunți la programe pe care le urmărești. Ce treabă, ce poate lua un creștin sau o creștină ascultând horoscopul dimineața la radio? Păi frate, în glumă l-am ascultat, nu-i nimic în glumă. Că nu te joci cu păcatul. Chestia aia îți rămâne în minte și te gândești: domne, dacă o fi adevărat. Uite, chiar așa mi s-a întâmplat, domne, cum a zis la horoscop dimineață, că uite, am avut o ceartă la servici. Vei avea un conflict. Uite, vezi, am avut o conflict. Poate o fi adevărat. Și începe să semene lucrurile în minte și îți spurcă mintea. De ce se uită credincioșii la show-uri gen Vacanța Mare sau altele de acest fel? De ce s-ar uita creștinii noștri la programe comice și la seriale de comedie care batjocoresc familia și batjocoresc rolul tradițional al tatălui și al mamei? De ce s-ar uita un credincios la filme care promovează divorțul și imoralitatea? Păi frate, noi cum ne mai distrăm?
O să vedem imediat cum ne mai distrăm. Și în primul rând, credincioșii nu trebuie să distreze. Ce se întâmplă cu un om care trebuie să călătorească pe o cale îngustă și care este distras? Și atenție, este distrasă. Produce accident. Produce catastrofe. Produce dezastru. Diavolul este specialist în a-ți distrage atenția. A făcut-o cu Adam, a făcut-o cu Eva, a făcut-o cu Solomon, a făcut-o cu Samson, o face și cu tine. Caută să-ți distragă atenția. Curăție, puritate. Al treilea lucru pe care trebuie să-l cultivăm în casa noastră. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere. Observați cum lăcomia este pusă lângă curvie. Observați cum lăcomia care este închinare la idoli. Lăcomia, da frate, dar noi trebuie să fim oameni harnici, frate, noi trebuie să avem, noi trebuie să, pentru copii, să știți că pentru asta ne strofocăm, să le facem, să știți că ne-am dat viața pentru ei, știți că și umblă pe toți coclaurii în Austria, în Germania, în Belgia și lasă familiile, s-a dat acum legea asta, are și un aspect bun, legea asta care s-a votat săptămâna trecută, pentru că copiii care sunt abandonați din grija părinților, care sunt la lucru prin străinătate, pot fi luați de stat. Nu bunicii trebuie să îngrijească copiii. Părinții trebuie să îngrijească copiii. Bunicii v-au îngrijit pe voi. Lăcomia de avere. Dragii mei, frați și surori, copiii noștri nu au nevoie de betoanele noastre și le vor turna ei pe ale lor. Oricum nu vor sta cu voi. Ce rost are să faci o casă cu 8 camere? Păi frate, știți că am făcut pentru ei și uite, am 3 copii și o să stea. Ce naiv poți fi? Crezi că vor sta cu tine? În primul rând nu-i biblic, încalcă o poruncă biblică și se va despărți de tat său și de mamă sa. Și te lasă acolo cu cele 8 camere să le ștergi tu de praf, să le aspiri tu și să ai grijă de ele. În caz că nu o vinzi, cine îți mai cumpără acum o casă cu 8 camere? Ce încălzi, cum înrocești, cum încălzești hardughia? Și-ți vieții rosite. Vieții rosite, am întâlnit familii care au în zona Sucevei și își petrec toate vacanțele punând faianță, după care se strică faianța și din nou trebuie înlocuită faianța. Ei sunt în Germania, sunt despărțiți de ani de zile și cu trupul sunt în Germania, cu mintea sunt acolo unde vor să-și termine căsocul ăla pe care l-au început și cu inima sunt undeva pe la linț, pe la mijloc. Nici într-o parte, nici în alta. Inimă împărțită se cheamă asta. Lăcomia de avere. Este un idol. Al treilea lucru pe care trebuie să-l aprindem în casele noastre este cumpătarea. Cumpătarea. Cumpănirea. În toate lucrurile. Nu vă îmbătați de vin. Exces. Aceasta este destrăbălare. Orice formă de exces este destrăbălare. Problema românilor nu este că săraci. Faceți o vizită până în Hațec la Kaufland. Și uitați-vă în parcare, ce mașini se parchează. Discutam cu fratele pastor, cu fratele Mircea. Eu am crezut că în vale, în Valea Jiului, este sărăcie. Și fratele spune, nu este sărăcie, să știți că nu este sărăcie. Să vedeți ce mașini sunt pe stradă. România nu e o țară săracă. România este o țară dereglată la capitolul proprietate. Am avut, eram tot așa în primii ani de pastorală, 2 frați de corp care se certau. Se certau pentru o dungă de 30 de centimetri dintre ei, dintre curți. Unul era un pic mai sus curtea și toată zoaia de la găini, tot ce când ploua mai ales, și toți găinații de la găini curgeau în curtea ăstuilalt. Și a zis, fraților, sacrificați banda aia și faceți un șanț între voi și îl direcționați spre ei. Așa și a se rezolvat problema. N-o dau că e de la tata, mi-a dat 1000, că sunt fratele mai mare. Măi, frate, la ce-ți folosește? Că și dacă vrei să te îngropi în ea, nici pe dungă nu te poate îngropa. Las-o, împărțiți-o între voi. Ălălalt nu, ălălalt nu. Știți că au murit certați unul cu altul și n-au renunțat? Pentru că n-au avut dreapta cumpănă. N-au avut nici celelalte, nici calmul lui Hristos, pacea lui Hristos, nici curăția minții și n-au avut dreapta cumpănă. Mergeți acasă, vă rog, și uitați-vă în dulapuri, surorile. Și o să vedeți acolo, că aveți cu ce să vă îmbrăcați mâine. Rochii, pantofi. N-am cu ce mă îmbrăca mâine. Ne bate Dumnezeu.
Mergeți în garaj, fraților, și să vedeți că în momentul când zice, domnule, n-am scule destule, n-am așa, uitați-vă cât, uitați-vă, mergeți de jur împrejur și mergeți prin casă și binecuvântați-L pe Dumnezeu și spuneți, mulțumesc, Doamne, pentru lemn de foc, mulțumesc pentru sobă, mulțumesc pentru linguri, mulțumesc pentru farfurii, mulțumesc pentru tot ce mi-ai dăruit. Vă spuneam ieri că a fost o binecuvântare că hoții ne-au spart casa, pentru că am descoperit cât de multe lucruri avem, am descoperit lucruri pe care le căutam de mult și le-am găsit și am descoperit un obicei extraordinar, să ne simplificăm viața, să scoatem lucruri și să dăm lucruri, să îndepărtăm lucruri de la noi, tot ce avem în exces, tot ce este în plus. Și acum, din nou, de Paști, în fiecare Paști facem asta și încă n-am terminat. Gândiți-vă, de la Paști până acum, încă n-am terminat cu soția, să tot scoatem și în fiecare an să adună lucruri noi. Pentru că știm că lucrurile ne dau de lucru. De asta există în limba română două cuvinte, cumpătare și cumpănire. Cumpătare este starea pe care o obții după cumpănirea lucrurilor. Când mergi în Kaufland sau într-un magazin, nu mergi înfometat, nu mergi într-o zi de post, nu cumpărați în zi de post. Că din cauza faptului că ești în hipoglicemie, mâna greblă se făcu și începi să descarci de pe rafturi. Și zice, o, mi-a trebuit. Și după ce ai mâncat acasă, ce-o fi fost în capul meu, am cumpărat dublu. De ce? Pentru că ești ispitit de foame. Și ești ispitit de lăcomie. Faceți-vă listă înainte de a merge la cumpărături. De ce ne spune aici? Uitați-vă, omul cei care merg la circ pe sârmă, da, folosesc un băț ca să-și țină echilibru, da? Ca să stea în cumpănire. Cumpănire, adică judecata, îmi trebuie lucrul ăsta sau nu îmi trebuie? Este o nevoie sau este o dorință? Lasă, domnule, că cumnatul și mi-a luat, domnule, mașină, și o să-mi iau și eu, păi ce crede? Și mai e și o nevastă, că zice, Gicule, nu te lăsa, domnule, la cumnat, păi tu ce crezi? Păi, dacă el și-a pus balustradă de inox, noi nu, doar suntem vecini. Hai, mai mergi două săptămâni în Germania, vino cu 1 euro și punem și noi. Ce înseamnă asta? Păcat. Lipsă de cumpănire, care să te ducă la o viață cumpătată. Când cedezi dorințelor și nu faci distinția dintre dorințe și nevoi, dragii mei, noi suntem călători, noi suntem pelegrini, am stabilit ieri. Și una din disciplinile creștinilor este simplificarea vieții. Ai o mașină care consumă prea mult, vinde-o, ia-ți una care e mai mică. Ai o casă care îți cere prea mult pentru încălzire, oprește, vinde-o și construiește-ți una mai mică. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l reaprindem în viețile noastre, să-l răscumpărăm, este comunicarea. Vorbiți între voi cu psalmi și cântări de laudă. Sunt cupluri la care ar trebui să ne oprim la vorbiți între voi. Și atât. La un moment dat a venit o familie la noi care aveau probleme în căsnicie, nici nu aveau copilași, erau foarte stresați pe acest subiect, când au copilași și erau întristați și au venit la consiliere, apăruseră tensiuni între ei și pe această temă și pe altele, el voia să înfieze, ea nu voia și am stat cu ei și am făcut o greșeală strategică. În timp ce soția mea aranja farfuriile, m-am ridicat să o ajut. Mare greșeală că i-am lăsat pe ăștia singuri. Și ea, când a rămas singură, a luat telefonul mobil și a început să intre pe rețea de socializare și a început să râdă de ce găsește acolo, tot tresărea la ce vedea. El, frustrat, a luat și el telefonul și el a început și la un moment dat mă uitam așa la ei, parcă noi nu mai existam, și mă uitam la fețele lor și erau ca pistoanele la mașină, când unul, când altul. Am luat telefonul, le-am făcut un filmuleț și le-am trimis pe rețeaua de socializare pe care știam că sunt amândoi. Și atunci s-au sincronizat. Și zici, uite, așa de penibil arătați. Păi mă, dacă voi nici vorbiți, nu vorbiți între voi, copiii nu se fac prin polenizare. Deci ar trebui să fie și alte lucruri în afară de faptul că vă uitați pe telefon și vă trimiteți mesaj. Sunt familii în care dacă el este jos și ea este jos,
și el este sus, îi trimite SMS. Vii la masă sau nu? Familii care dacă ajung la masă, fiecare vine cu telefonul, scoate de sub masă și fiecare vorbește cu altcineva care nu e în camera aceea. Vorbiți între voi. Suntem în niște căsnicii în care el lucrează, ea lucrează și ne întâlnim așa ca trenurile în Gara de Nord. Ai luat copiii, bun, du-te, hai că vin. Seara, amândoi frânți, cad jos și ne mirăm că avem probleme în căsnicie la familii foarte tinere. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnice și cântați și aduceți din toată inima laudă. Mulțumiți tu de una lumea. Păi ce să facem, frate, că n-avem ce vorbi. Cum, sunteți căsătoriți atâta ani și n-aveți ce vorbi? Păi nu prea avem ce, acum ne știm, ce să vorbim. Păi întreabă ce a făcut la servici, întreabă ce necazuri are, întreabă de ce e așa nervos, ce l-a frustrat șeful, l-a oprit poliția pe drum, i-a dat amendă. Vorbiți, păi le epuizăm imediat în 5 minute. Aha, și nu mai aveți. Păi atunci cântați o cântare. Ce? Suntem la biserică? Mulțumiți Domnului pentru ce... Uite ce spune aici. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Luați furculițele din sertar și mulțumiți. Mulțumim pentru furculițe, mulțumim pentru cuțit, mulțumim pentru cutare, mulțumim, luați-le la rând. Dacă altceva nu știți să faceți împreună. Și aici vine următoarea făclie care trebuie aprinsă și anume cântarea. Cântați împreună. Dacă nu aveți ce vorbi, cântați împreună. Am văzut, primul este calmul, pacea, a doua este curăția, puritatea gândirii, puritatea atitudinilor, puritatea programelor care intră în casa noastră, cumpătarea, să avem grijă la lucrurile pe care le achiziționăm, la lucrurile de care ne legăm inima, la lucrurile care ne posedă atenția, comunicare și al cincilea este cântarea. Dragii mei, eu sunt convins că în această sală nu există afoni. Eu, la vârsta de 10 ani, am fost diagnosticat ca fiind afon. Și după ce m-am întors la Domnul, primul semn al întoarcerii mele de Domnul este că am început să cânt. Și nu mai puteam opri din cântat. Dacă poți deosebi vocea soției de vocea soacrei, nu ești afon. Dacă în momentul când formezi numărul la telefon, auzi tonuri diferite, ti-ti-ti-ti, nu ești afon. Da? Nu există. Există oameni needucați muzical, nu există afon. Oricine poate cânta. Și chiar aveam colegul de cameră, Traian Spiridon, care s-a convertit în timpul în care am stat împreună și a fost unul dintre rodurile la care am ținut foarte mult. Traian, în momentul când am început să cântăm, era copil de militar. Era și soția săraca, deși nu face lucruri din astea, a izbucnit prima dată în râs când l-a auzit cum cânta. Cânta pe același ton tot. Până la urma urmei a învățat să cânte și a învățat să facă deosebire. Cânta prima dată la o terță, diferență, după aia a început să ia și vinte și așa mai departe. Dragii mei, cântați Domnului este o poruncă, nu o opțiune. Cântați Domnului o cântare nouă, sunt plin psalmii de această poruncă. Este o poruncă, nu este o opțiune. În momentul când s-a apropiat timpul ca fiica noastră să căsătorească, eram din ce în ce mai emoționat. Când eram tânăr păstor, i-am judecat pe părinții care își duceau fiicele la altar, cum spunem noi, și lăcrimau. Și pe unii am mustrat, mi-erau prieteni. Ce tot vă bociți aici ca cu coanele la telenovele, domnule? Ia, îi veselie, bucurie, ce? Când mi-a venit mie rândul, așa aveam un nod în gât. Dar am zis, domnule, nu plâng. Îi nunta fiicei, nu plâng, am zis că e de bucurie, gata. Și într-adevăr am dus-o în față, prietenii mei păstorii s-au ocupat de slujbă, ăștia care mă urmăreau să vadă, le-am arătat, nu plâng, m-am așezat în bancă, s-a dus tot serviciul și la final, chiar la final, când au fost pronunțat cea mai tânără familie și vă prezentăm acum pe Titus și Neria Achim și când am văzut-o pe Neria că iese și trena era în spatele ei, atunci m-au pufnit lacrimile. Dar m-am ascuns bine. Dar știți de ce m-au pufnit lacrimile? Nu pentru că nu mai este fata tati. Nu pentru că s-a căsătorit cu Titus. Titus este un băiat minunat. Este păstor în zona Scornicești. Este un om deosebit. Motivul pentru care m-au pufnit lacrimile este pentru că cu 2 săptămâni înainte am scos un oraș ca tată și fiică. Și am stat de vorbă și am zis, tati, care este
zestrea pe care tu o iei din casa noastră? Ce a fost cel mai prețios pentru tine din casa noastră? Și ea s-a uitat la mine și a zis, tati, sunt trei lucruri pe care le prețuiesc foarte mult. Primul este că am citit Biblia împreună. Timp de 13 ani la rând am citit Biblia, mai întâi le-am citit-o noi, când am învățat ei să citească, au citit ei și acum am regrete că trebuia să ne oprim mai mult. Când copiii puneau întrebări, uneori am făcut-o ca să bifăm și haide să, că capitole lungi, haide să terminăm. Acum cu Noah luăm pasaje mai scurte, stăm mai mult, chiar dacă nu terminăm toată Biblia într-un an. Da? A zis, asta e un timp pe care îl prețuiesc foarte mult, așa am să fac și eu cu copiii mei. Bine, tati. Al doilea lucru, călătoriile pe care le-am avut împreună. Aveam un Volkswagen Golf 2, numai cu două uși. Și pe vremea aia nu era cu scaune de siguranță pentru copii, le făceam un pat în spate și că veneam de la Viena sau veneam în Germania, sau veneam, ei dormeau în spate și zice, tati, când tu credeai că noi dormim, eu eram trează și vă ascultam ce discutați tu cu mami. Ei, atunci m-am roșit, am discutat multe lucruri cu maica sa. Și, da, tati, na. Și zice, nu, stai, că mi-a folosit foarte mult pentru viața mea de căsnicie de acum. Și alea au fost amintiri frumoase. Bun, și al treilea lucru. Și al treilea lucru este că am cântat împreună. Atunci mi-a părut rău în ziua aceea, pentru că am cântat prea puțin împreună. Am avut colecții de instrumente muzicale. Și ea cântă la mai multe instrumente și eu cânt la mai multe instrumente. Și durerea pe care am avut-o este, de ce n-am cântat mai mult? Puteam să cântăm mai mult. În loc să fi discutat alte prostii, în loc să fi petrecut timpul altfel, în loc să fi rosit, cântați Domnului, niciodată nu greșești când cânți. Când n-ai cum. Dacă discuți, aluneci. Dacă așa aluneci în bârfă, dar când cânți, când cânți Domnului laudele Lui. Uitați-vă în Psalmul 78 și să împropovăduim copiilor ce? Minunile Lui pe care le-a făcut, puterea Lui, minunile Lui și laudele Domnului. Asta trebuie să predăm noi copiilor noștri. De aceea, dragii mei, n-aveți ce vorbi între voi, apucați-vă și cântați o cântare. Primul cuplu pe care l-am avut în programul nostru de consiliere au fost doi prietenii noștri din copilărie, din copilăria mea, din adolescența mea. Am permisiunea lor să vă spun povestea lor, nu vă pot spune cu detalii pentru că sunt copii de față, dar este vorba de un dublu adulter, dublă înșelare și o familie despre care n-am crezut că se va recupera. Și parte esențială din programul lor de recuperare, de împăcare, a fost să citească Biblia împreună, să se roage împreună și să cânte împreună. Ani de zile i-am vizitat din nou acolo unde stăteau și când am intrat în casă am văzut Biblia și cartea de cântări. Și m-am uitat pe masă și am spus, asta le-a spus aici pentru că am venit eu, am glumit eu cu ei. Și a zis, nu. Este parte din ritualul nostru zilnic. Durerile din trecut încă dor, cicatricile încă sunt acolo, dar întotdeauna Domnul ne mângâie prin cuvânt și prin cântare. Cântăm, ne rugăm, citim Biblia și așa ne lipim de Domnul. Dragii mei, dacă eu sunt aici și soția mea este aici și ne apropiem de Domnul și lăudăm pe Domnul, ce se întâmplă cu noi? Ne apropiem și unul de altul. De aceea este important să ne ancorăm sufletele de Domnul, să stăm, să contemplăm frumusețea Lui, pentru că prin citirea psalmilor, prin contemplarea descrierilor care sunt acolo, citiți psalmul 18, de acolo este inspirat titlul filmului Pe aripile vântului. Și el vine pe aripile, citiți descrierea aceea, când eu am cerut ajutor, eu strig, lăudat fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Ce putere are lauda! Ai vrăjmaș! Ai un vrăjmaș extrem de puternic, am stabilit deja că este mult mai experimentat decât tine, mult mai inteligent decât tine, a fost acolo imediat după Dumnezeu, a fost dirijorul oștilor cerești. Și acest personaj este dușmanul tău esențial. Cum îl vei birui? Eu strig, lăudat fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Și cei văzuți? Și cei nevăzuți. De aceea cântați împreună în familie. Recuperați cântarea. Bunicul meu, cel care a dat o pereche de boi pentru o Biblie, nu era un om învățat. A învățat să citească și el și bunica mea au învățat să citească pe Sfintele Scripturi. Și era un om care nu era foarte muzical, dar cânta.
Și când cânta, era undeva într-un vârf de sat, stătea într-o zonă de asta deluroasă ca a dumneavoastră, stătea într-un vârf de sat, așa, erau trei ulițe care se uneau acolo, când au venit rușii și au trecut prin Siliștea, Tătarul, acolo unde era, au vrut să facă primărie din satul lui, a fost Chiabur, a avut casă mare. Și de pe vârful acela de deal, uneori când veneam de la stația de autobuz, îl auzeam pe tataia, cum îi ziceam noi, cum cânta. S-auzea peste tot satul, dinăuntru. Cânta, deci scuipa plămânii cântând. Și asta îl ușura. Să crești 13 copii în vremea lui Ceaușescu. Trei au murit. Unul a fugit de acasă. Să crești copii în vremea aceea, să în lipsurile acelea, hărțui din toate părțile, și de săteni, și de dușmani, și de rudenii, și de comuniști, era ușor. Să fii singurul credincios din tot satul. Cânta. Cântați Domnului. Al șaselea lucru pe care trebuie să-l recuperăm, a șasea făclie pe care trebuie să o reaprindem, a șasea stare sau obicei sau apucătură de viață care din păcate dispare, este credincioșia, perseverența. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să o înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Tot așa trebuie să-și iubească bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. Perseverență, credincioșie, să rămâi în legământ. Cele mai multe cazuri de divorț pe care le avem acum nu sunt oameni care s-au uzat prea mult în căsnicie și s-au săturat unul de altul. Cele mai multe sunt după 1, 2, 3, 4, 5 ani maxim de căsnicie. Uneori mă întreb, material din ăla rezistent la căsnicie nu se mai fabrică? Când am început să lucrez capelan pentru hospice, cu bolnavii terminali, mi-aduc aminte una dintre primele situații, primul caz pe care l-am avut de acest fel. Fratele Beni Paul, medicul nostru, ne-a spus, mergem acum într-un loc și vreau să vă întreb dacă aveți stomac tare și dacă aveți nas puternic, și dacă aveți ochi care nu sunt ușor impresionabili. Zic, da, că am fost păstor, am fost în spital, rezist, am văzut pansamente sângerânte, am văzut multe. Să vedeți că avem de-a face cu un cancer exulcerat. Cancer exulcerat înseamnă cancer cu rană deschisă. Asta înseamnă că arată urât, miroase urât. Bun, mergem. Am intrat. Nimic. M-am apropiat de bolnavă, nimic. Era bolnava emaciată, era un sac de oase, practic. Era cu fața de ceară, de-abia vorbea, ea fusese învățătoare, el, soțul ei, cadru militar. Și atunci ne-am dat seama amândoi că s-a întâmplat ceva. Soțul a învățat să o panseze, a învățat să o maseze, a învățat să o întoarcă, o scotea afară, în brațe. Femeia aia nu-i mai putea oferi nimic, nici să-i gătească, nici să facă altceva pentru el. Zăcea în pat. Și așa o dragoste, așa o gingășie, așa o frumusețe a atitudinii avea, așa de multă grijă, pentru că împreună au spus, până când moartea ne va despărți. Dragii mei, aceasta este dragostea lui Hristos. Aceasta se cheamă nu dragoste romantică, cum o descrie Hollywood-ul, este credincioșia, cum a iubit Hristos biserica și când are pete, și când are zbârcituri, și când are riduri, și când are celulită, și când e bătrână, credincioșie. Copiii noștri se uită, știți cum face Noah, dacă eu îmbrățișez mama din când în când așa și ne uităm unul la altul, și eu o îmbrățișez și stau așa și mă uit cu coada ochiului. Știți ce face copilul când vede că îi îmbrățișez mama? Vine și ne îmbrățișează pe amândoi. Pentru că atunci el se simte în siguranță. Nu există mai bun mesaj pe care să-l transmitem ca părinți copiilor noștri și ca bunici nepoților noștri decât faptul bărbaților că ne iubim nevestele, precum Hristos biserica. Nu există mai bun mesaj, surorilor, pentru fiicele dumneavoastră și mai bună sănătate și mai bună perfuzie de normalitate în viețile fiicelor dumneavoastră decât supunerea
în ascultare a celui care este pus în autoritate pentru dumneavoastră și care stă în ascultare de Hristos. O femeie guralivă, o femeie isterică, o femeie care tot timpul te toacă, este toxică și pentru el și îl vei îndepărta de tine, dar mai ales pentru copii și mai ales pentru nepoții care... Mi-amintesc pe bunica, spune cineva, mi-amintesc pe bunica tot timpul, taca, 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 taca. Și bunicul tot ce făcea era să avea aparate auditive. Și îl vedeam așa cum se scarpină la ureche, dar și ce făcea? Își închidea aparatul ca să aibă liniște. Și închidea aparatele auditive. Asta e amintirea nepoților despre bunicilor, înțelegeți? Ce frumoase sunt poveștile cu bătrâni care se iubesc și se împacă până când moartea îi va despărți. Credincioșie, perseverență, versetul 25 și până la... Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, precum Hristos biserica, pentru că noi suntem mădularele trupului, carne din carnea lui și os din oasele lui. Și în sfârșit, al șaptelea lucru, credința. Noi dăm mai departe copiilor noștri amintiri frumoase, dăm mai departe o istorie a noastră, cum ne-am întors la Domnul, dar dincolo de asta, lucrul cel mai de preț pe care trebuie să-l dăruim copiilor și nepoților noștri, conform Psalmului 78 și Efeseni 3, de la 14 în continuare, este o paranteză acolo. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie. Da? Deci în familie, în cerul și pe pământ și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Cea mai mare zestre pe care o poți da copiilor nu este să le dai bani la nuntă, nu este să le creezi condiții. Fiecare în camera lui, fiecare să aibă cămăruța lui, să izolezi precum larvele de albină fiecare în hexagonul lui. Nu! Soția mea a crescut fetele într-o cameră, băieții în cealaltă cameră. Și când era iarnă și puteau încălzi o singură cameră, erau toți așezați. Fetele într-un pat, băieții într-un pat și părinții dormeau într-un an. Erau trei paturi, așa. Și părinții dormeau acolo cu ei, toți într-o cameră. Nu! Nu mai mult confort fizic îți va da caracter copilului. Nu, și Domnul însuși nu este interesat în confortul nostru, nici emoțional, nici fizic, nici de altă natură. Confort vom avea acolo. Mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Acolo este destinația noastră. Și trebuie să învățăm pe copii că ale noastre case nu sunt casele în care vor trăi raiul pe pământ. Dacă educați copii care... Nu știu principalul cuvânt în educația unui copil. Și ăla este nu se poate. Nu. Un proverb evreiesc spune că orice proces de educație corect începe cu o frustrare. Copilul este sănătos să fie frustrat. Dacă ai genul de copil și tu ești genul de părinte care copil când a intrat în magazin tu ești, bineînțeles, ocupat, ai afaceri, tu trebuie să rezolvi. Și vorbești la telefon și copilul se trântește cu fund de pământ pentru că știe că își poate manipula mama. Da? Și se trântește că vreau aia, vreau aia, vreau aia. Tu ești stresat, că tu trebuie să termini tranzacția. Fată, hăi, dă-i, cumpără-l, lasă, uite, aici bani, lasă. Așa odată, așa de două ori, așa de trei ori, l-ai programat pentru divorț. Pentru că nu s-a născut fica pentru fiul tău, care în momentul când face el mofturi și se dă cu fundul de pământ că vrea ceva, și spune ca nevasta să sară, ea se întrebe cât de sus. Nu s-a născut soțul acela pentru fica ta pe care ai alintat-o și i-ai dat tot. Că na, noi suntem părinții de după Revoluție, domnule, să nu aibă și ei frustrări cum am avut noi. Cât am tânjit noi după Eugenie și nu ne-a dat nimeni. Cât am tânjit noi după banane și nu ne cumpăra nimeni. Să aibă copilul, să nu cumva să sufere. Dacă ți-ai duci copilul așa, l-ai programat pentru dezastru. Pentru că nu s-a născut soțul sau soția pentru copilul tău care să facă tot ceea ce cere copilul tău alintat. Copiii alintați vor avea de suferit într-o viață care îi va izbi ca un autobuz în față și le va distruge toate visurile lor de mărire și toate visurile lor de satisfacție. Da? De aceea copiii trebuie să învețe credincioșia și copiii trebuie să învețe încrederea
Și copiii trebuie să învețe credința în Hristos. Este cel mai mare cadou pe care îl puteți face. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea, înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și acum din nou revine ideea familiei. Da? În biserică, în Hristos Iisus, din generație în generație, din neam în neam, în vecii vecilor. Și aici încheie prima parte a epistolului. Amin. Dragii mei, părerea mea, puteți să nu fiți de acord cu mine și fiți pe cum credincioșii din Berea. Mergeți acasă și căutați. Citiți toată epistola către Efeseni. N-am atins decât câteva aspecte. Dar mergeți și vedeți. Părerea mea este că în bisericile noastre aceste șapte făclii ori s-au stins, ori abia mai pâlpâie. Datoria fiecărei familii, datoria fiecărei biserici este să reaprindem pacea, calmul în casele noastre. Unde este zgomot, unde este strigare, unde este frustrare, unde sunt glume proaste, unde este agitație, unde este ton ridicat, unde sunt nervi. Trebuie să fie calm, trebuie să fie liniște, trebuie să fie pace. Domnul nostru este un domn al păcii. Trebuie să ne curățim casele. Sunt case asaltate de mizerie pe internet. Și apropo, pentru cei care sunteți mai tineri, există programe de filtrare, există programe de supraveghere, există programe pe care le puteți pune pe, dacă tot ați făcut păcatul să le dați telefoane mobile copiilor, puteți să le puneți, să le blocați ecrane, să rămână numai la anumite aplicații și puteți să puneți supraveghere tot timpul. Sunt programe pe care le puteți downloada de pe internet, de la Covenant Eyes, de la Triple X Church și puteți să le puneți pe telefoane ca să vedeți în fiecare moment tot ce navighează, pe tot ce navighează copilul dumneavoastră. Copilul trebuie supravegheat. Noi în casă avem regula ușilor deschise. Niciun copil nu are voie să doarmă cu ușa deschisă, să stea cu ușa închisă și toate computerele din casă, cât au fost și copiii adolescenți până au fost mari, au fost cu ecranul orientat spre ușa deschisă. Nimeni nu închide ușa. Dacă ai de schimbat, te schimbi la baie. Singurul loc în care se închide ușa este la baie. Cât îți faci nevoile și cât eventual te schimbi dintr-o haină în alta. Niciun copil nu doarme cu ușa închisă. Niciun copil nu navighează pe internet nesupravegheat. Face parte din recuperarea curăției în casă. Apoi, cumpătare. Scăpați de lucruri. Scăpați de tot ce vă încurcă. Când am mers prima dată pe munte, aveam vreo 14 ani, doi prieteni de noștri alpiniști ne-au luat și zice, primul lucru pe care îl facem este să deșertați toate rucsacele. Și am deșertat rucsacele și în mijlocul camerei s-a făcut un munte de lucruri inutile. Explicați-mi și mie, de ce într-un rucsac de fată s-au găsit pantofi cu toc? Pentru ce trebuie? Pe munte, prin oroaie, prin pietre, pentru ce trebuie? Da? Pantofi cu toc, tot felul de conserve inutile, tot felul de fierătanii, unul și-a luat un borcan de miere ca să aibă energie și așa mai departe, toate au fost inutile. Când vrei să călătorești pe o cale îngustă, scapi de lucrurile inutile. Ați văzut concursurile de atletism? Aleagă atleții în cojoace? Nu. Aleargă atletele cu bigudiuri în păr? Nu. De ce? Este inutile. Scăpați de tot ce este inutil. Se cheamă cumpătare. În urma procesului de cumpănire. Comunicare. Vorbiți între voi intenționat. Cineva m-a întrebat, care este secretul căsniciei dumneavoastră? Că soția are atâta pace și, zic, și am arătat, alea două fotolii. Alea două fotolii, deja zjăfănite, deja sfrecate, deja după 33 de ani de căsnicie sunt într-o stare foarte proastă. Dar acele două fotolii sunt secretul faptului că stăm de vorbă. Soția mea este o taciturnă. Au trebuit ani de zile în care să stau în fața ei și spun, nu vorbești tu? Nu vorbesc nici eu. De așa stăm și ne uităm unul la altul. Așa, tot timpul mi-am dorit să stau, să mă uit la tine. Dar stăm și ne uităm unul la altul. Uite, eu muclesc. Nu spun nimic. Și până la urmă a trebuit să vorbească. De ce? Vorbiți între voi. Cântați împreună. Dragii mei, nici o religie din lumea asta nu pune accent pe cântare cum pune
Creștinismul. Creștinismul este religia care cântă. În rest, toți ceilalți au la liturghie, la ei acasă, cei care aduc cântarea în familie sunt creștini. Nu o să găsiți hinduși care să-și cânte cântările de la templu, nu o să găsiți budiști care cântă, nu o să găsiți musulmani care cântă în familie. Singurii care cântă în familie și diavolul a reușit să ne smulgă, să tragă sfoara spre el, sunt creștinii care au cântat. Începeți din nou să cântați în familie. Păstrați credincioșia în toate lucrurile, credincioșia în căsnicie, credincioșia în lucrurile bune, credincioșie în păstrarea și perseverența în păstrarea obiceiurilor bune și, în sfârșit, credința neschimbată. Dragii mei, dacă copiii noștri vor deveni martiri, trebuie să știe pentru ce își vor da viața. Nimeni n-a murit vreodată pentru sentimente. Nimeni n-a murit vreodată că a mers la biserici în care este fum și în care este baptistotecă și în care sunt senzații. Toți martirii care au murit vreodată au murit pentru doctrine. Pentru doctrine moar oameni. Dacă acum mergeți în zona aceea în care sunt omorâți frații noștri creștini, știți ce sunt întrebați ei? Nu, ce? Cum te-ai simțit la biserică? A fost fain la biserică? Da, da, a fost fain, te-ai simțit bine, ai avut emoții faine? Da, wow, pentru asta te omor. Nu, știți ce sunt întrebați? Crezi că Iisus Hristos este Dumnezeu? Da, cred. Îl împușc în cap. Crezi că Iisus Hristos, crezi că Dumnezeu este treime și nu este doar Allah? Da, cred că este treime. Și pentru asta sunt împușcați. Ce înseamnă asta? Credință. Bătrânii noștri, fratele Mărin Popa, de la Potcoava, om simplu, țăran, când a pregătit pentru botez pe soția mea, i-a învățat crezul. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl la toțiitorul, făcătorul cerului și a pământului, tuturor văzutelor și a tuturor nevăzutelor. Și i-a învățat crezul, că ta știut ei. Dar, dragii mei, generația aceea este gata să moară pentru ce au crezut. Martirii care s-au dus și au fost omorâți și crucificați și dați la fiare, au murit pentru ce au crezut. Fiii lui Brâncoveanu au fost decapitați și s-au uitat în ochii tatălui lor și tatăl lor s-a uitat în ochii lui și au fost decapitați el și după aia el ultimul pentru ce au crezut. Copiii noștri, dacă vor fi martiri, să fie pentru ce le-am dăruit noi prin credință. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.